ziua sau bună după amiaza! Dragii mei, sunteți din nou la Femei de 10, Bărbați de 10 cu aceiași Costin, comoderatorul meu minunat, și Andrei Tudor Band, excelenta noastră trupă de acompaniament, cei mai buni din sud-estul Europei, da? Bravo, băieți! Așadar, bună să vă fie inima, cel puțin la fel de bună precum a unora dintre invitații noștri. Nu prea obișnuim să ne întoarcem la subiectele din trecut. Nu degeaba se spune, la vechile adrese să nu te întorci niciodată. Și totuși, astăzi vom încălca această regulă. Și asta pentru că unul din foștii noștri invitați și-a propus să ne emoționeze din nou. Ei, glumesc, firește, nu de asta a făcut Liviu Marin ceea ce a făcut, ci pentru că are o inimă mare, cât inima, nu cât inima mea, ci cât toate inimile noastre la un loc. Priviți imaginile din fereastră. Anul trecut, Liviu Marin era aici, în studioul Pangrati, și ne vorbea emoționat despre cum a fost el adoptat de mama lui cu mulți ani în urmă. Mama fusese și ea invitată la emisiune, dar ca spectator, și habar n-avea că la un moment dat fiul său va urca pe scenă și va mulțumi în văzul tuturor pentru că a ales să-i devină mamă și să-l scape pentru toată viața de atributul de orfan. Iată că în acest nou sezon, Liviu revine în platoul nostru de filmare, de data aceasta pentru a ne anunța un eveniment din viața lui de familist, de tată de familie. Nu, nu-i se mărită fetița, e prea mică încă, ci familia lui Liviu Marin se mărește, dar nu pe bază de barză, ci pe bază de suflet. Doamnelor și domnilor, intră în scenă Liviu Marin și familia sa lărgită! Salutare! Bine ați venit! Salut, salut, salut! Poftiți, vă rog, în casa noastră, care, iată, devine din ce în ce mai neîncăpătoare pentru familia lui Liviu Marin. Bună ziua și bine v-am salutare. Găsit! Salutare! Salutare! Mulțumim de invitație! Încăpeți? Da, ne-am făcut probleme dacă încăpeți. Stăm foarte bine. Vă opriți aici, că nu avem canapele mai mari în TVR. Deci, dacă la anul mai vii cu noi forțe, o să trebuiască să o punem așa, câte o strapontină. Liviu, îmi pare tare bine să te revăd și îmi pare foarte bine să îți văd și familia. Mulțumim foarte mult pentru invitație, ne bucurăm că suntem alături de dumneavoastră și că sunteți alături de noi. Uite, eu n-am spus prea multe în prezentarea mea, am spus doar că nu pe bază de barză, ci pe bază de suflet. Explică-ne tu, ce fel de mărire de familie este asta? Mărirea de familie am vrut să o facem de vreo 2 ani de zile, să adoptăm un copil, de fapt. Așa. Deși noi avem copilul nostru pe Daria. Pe Daria, cea frumoasă. Dar este copilul nostru, Facebook, și da. Ne-am gândit să avem un frățior sau o surioară. De fapt, surioară am vrut. Așa. Și am muncit vreo 2 ani de zile. Poate vine barza. Așa. Deși după 40 și ceva de ani, mai greu, dar am spus, domnule, haide să luăm o hotărâre împreună cu soția mea să adoptăm un copil. Ne-am gândit să facem acest pas. Și iată, pasul e făcut. Da, pasul este făcut. Uite, știi ce am să te rog? Să ne prezinți toți membrii familiei tale. Pe tine te cunoaștem deja, dar să vedem cine o să vă prezint pe soția mea, Marina Dina. Bună ziua, doamnă. Bună ziua. Minunată doamnă, mamă, aveți 3 copii acum, aveți ceva de tras. Sigur. Așa. Fetița noastră, Daria Elena. Bună, Daria. Ioana. Salut, Ioana. Cam emotivă. Și domnul Florin. I-ai împrumutat unul din papioanele tale. Da. Ești foarte elegant, măi, Florin. Ești foarte elegant. Uite, Liviu, am să te rog să-i dai microfonul acesta, pentru că înțeleg că este purtătorul de cuvânt al tinerei generații. Da. Bun. Ok. Băi, bine, întrebarea mea este... De unde acest curaj? Că am mai auzit familii care adoptă copii, Doamne, jos pălăria în fața lor și în fața sufletului lor, dar doi deodată, când deja ai unul? De fapt, noi ne-am dus să adoptăm fetiță. Noi în registru am urmărit, așa, în Registrul Național al Adopțiilor, fetiță. Și în acel registru erau copii greu adoptabili. Aha. Și atunci era cu dânsul. Și când l-am văzut pe dânsul, am spus, domnule,
Adică ei sunt, frați. Sunt frați. Aha, și deci vrut să la pachet i-ați... Da, la pachet să nu-i despărțim. Da. Minunat. Uite ce familie frumoasă ai, Liviu, acum, să vă trăiască copiii. Mulțumim. Vreau să te întreb reacția celor din jur. Știu că în public se află și mama ta, am recunoscut-o de data trecută. Domnul, înțeleg că este tata socru. Tata socru, da. Și o prietenă de familie. Și o prietenă de familie. Care a fost reacția lor? De bucurie. Da? De bucurie. Mama a intrat într-o mică ședință la început, să o pun în temă că vom adopta, și tata socru tot așa. Și au fost de acord. Să-i facem bunici bogați. Da, acum trebuie să aibă grijă de 3 nepoți deodată. O să o întreb acum pe mamă și aveți microfon, doamnă, da, la doamna voastră. O să vă întreb cum vi s-a schimbat viața. Și în bine, nu zic în rău, pentru că nu e rău, e clar că e bine, că nimeni nu își provoacă singur răul. Dar cum s-a complicat ea, dacă pot să spun așa? Ceea ce nu înseamnă neapărat rău. Timpul parcă s-a scurtat. Da. Este mai mult de muncă cu 3 copii, cu lecții, cu de toate. Da. Acomodarea și toate cele. Dar totul este spre bine, spre foarte bine, pot să spun. Da. Daria, iei și tu microfonul puțin, pentru că vreau să te rog frumos să-mi spui câteva cuvinte despre frații tăi. Să-l caracterizez pe fiecare în parte. Florin este foarte vorbăreț. Ioana este destul de timidă, dar ne înțelegem. Ne înțelegem cu toții. Așa. Și vorbăreț ce înseamnă? Adică vorbește toată ziua cam despre ce? Despre ce îl pasionează. Și ce îl pasionează? Muzica. Așa. Actoria. Hai că a nimerit bine la Liviu în familie. Dacă îl pasionează muzica, înseamnă că poate să facă repetiții și antrenamente în familie. Așa. Și jocurile. Aveți activități de familie cu toții? Nu știu, faceți drumeții sau mergeți împreună la cumpărături? Am fost la mare. Da? La munte. Tu ai salariu de milionar? Ca nu, să mergi cu 3 copii la mare? Sunt sau... bugetar. Dar sunt bugetar, dar m-am descurcat, da. Te-ai descurcat, așa. Ne-am pregătit din timp, am știut ce vrem și ne-am făcut rezerve să putem oferi copiilor un trai mai bun. Cum s-a schimbat viața voastră, a ta și a sorei tale, după ce ai nimerit în această familie frumoasă? E mult mai bine. Adică de ce e mai bine? Ce cu vă lipsa familie înainte? Mult mai mare. Că aveai și înainte și ce să mănânci, nu? Aveai și înainte ce să te îmbraci, dar acum ce ai în plus? Mama și tata. Mama și tata? Da. Spune-mi și mie câteva cuvinte despre ei. Ne facem că nu sunt aici. Ca și cum vorbim noi între noi, așa. Sunt iubitori. Sunt iubitori. Harnici. Așa. Și... da, nu mai știu. Măi, dar vă ceartă dacă mai faceți câte o prostioară, că e bine să fie numai iubitori și harnici. Mai trebuie să fie și severi. Da, când mai facem câte una. Cum s-a schimbat viața ta, Liviu, ca tată de familie? Că tu, până la urmă, tu ești responsabilul cu toate ajunsurile sau neajunsurile în casă. Foarte bine s-a schimbat. Da? Mă simt mai responsabil după cum eram. Și chiar îi iubesc foarte mult. Nici nu pot spune că ei nu sunt copiii mei. Că sunt copiii mei de când... adică trăiesc așa în fiecare zi cu ei. Ce frumos. Uite, o să o întreb pe doamna, doamna Marin. Da. Doamna Marin, că nu mai știam exact dacă o cheamă tot Marin. Vreau să vă întreb, doamnă, pentru că dumneavoastră, la un moment dat în viață, ați făcut același lucru. Da. Da. Ați avut vreun rol în ceea ce s-a întâmplat aici sau a fost decizia fiului dumneavoastră? A fost decizia fiului meu. Și ce ați zis când ați auzit că... Prima dată, mă, Liviule, gândește-te bine. Asta am zis-o. De ce ați zis așa? Că știați că nu e ușor. Da. Da, și după aceea l-am lăsat. Ce a vrut el să facă, aia să facă. Cred că așa e normal. Eu aș vrea ca din această întâlnire a noastră, telespectatorii noștri să plece nu numai cu admirația pentru voi, pentru că ceea ce ați făcut voi este într-adevăr un lucru de admirat. Mulțumim. Dar aș vrea să plece cu, în fine, curajul de a face la fel, mai ales acele familii care își doresc foarte mult un copil și trudesc la asta și au acele disperări în momentul în care văd că nu se întâmplă. Voi, de bine, de rău, aveți pe Daria și erați într-un fel împliniți și totuși ați făcut. Aș vrea să le
nu știu, să le transmiți ceva celor bărbat, femeie care își doresc să devină tata și mama? Le transmit următorul mesaj: să faceți ce am făcut și noi, să adopte copii chiar de vârstă mai mare, pentru că te poți înțelege mai bine decât cu bebeluși. Noi ne-am dorit să-i adoptăm pe cei doi grupa de 0-7 ani. Și nu s-au încadrat în 0-7 ani, au fost mai mari de vârstă, adică 7-10 ani. Și atunci am luat pe cei doi. Dar îi îndemn pe cei de acasă să facă acest lucru. Pentru că sunt copii care au nevoie de ajutor și dacă pot oferi o șansă cuiva, să o facă. Tu la rândul tău ai primit o șansă. Da. Și cred că Dumnezeu fi spus așa în nimic sine... nu e întâmplător, da? Ia să faci și tu un bine, că ți s-a făcut și ție bine. Ce frumos! Dragii mei, eu ce să vă doresc? Să creșteți toți trei frumos, ca să fie mândri părinții voștri de voi. Și există o zicere, dacă pot să-i spun așa, niște cuvinte foarte frumoase. Fiecare dintre noi avem două aripi, mama și tata. Cât timp aceste două aripi există, putem zbura în toate direcțiile, oricât de sus. Vă doresc ca aceste două aripi să fie mereu așa, exact cum s-au poziționat aici, stânga-dreapta, să fie mereu alături de voi și să vă vegheze mersul și să nu existe nicio diferență între voi. Sunteți copiii acelorași părinți, da? Să creșteți frumos. Nu există nicio diferență, toți sunt tratați la fel și le vom oferi fiecăruia dintre ei, dintre copii, câte ceva. De? Acum aveți de strâns vestre pentru două fete. Avem niște daruri pentru voi, Costin. Așa e, Marina, sunt mână-mână cu editura Corint Junior și nu fac nicio diferență între cei trei copii ai familiei Marin, așa că fiecare primește câte un dar, câte un pachet de cărți și am să te rog să-mi dai voie să mă teleportez în spate și să mă reîntorc, așa, pentru că am ceva și pentru mai mari familii. Mulțumim, da, foarte mult. Ceva și pentru mai mari familii. Cine e cel mai cititor dintre voi? Daria. Se vede. Așa. Și de la uscătorderufe.ro. Uscătorderufe, care va fi foarte util pentru doamna Marin. Așa. Și pentru Liviu, ca să se îmbete de fericire cu frumoasa familie. Mulțumim. Vin de la Cotnari, de colecție. Mersi, Costin. Mulțumesc. Acum, într-adevăr, sunt multe rufe de spălat în familia Marin. Ei, și acum hai să te ascultăm, da? Mulțumesc mult. Haideți. Aplauze, familia lărgită. Cântă tata. A mai trecut o zi și eu te aștept să vii, iubito. Să pot să te ating, să pot să te alind, iubito. Să țin parfumul tău, să-ți mângâi ploapele și să-ți spun ce dor mi-a fost de tine. Nu am crezut că o să-mi lipsești atât de mult, iubito. Am crezut că fără tine viața mea nu are rost. E drept că nu ți-am spus nici când că te iubesc. Nu am crezut că pot să te amăgesc. Mai spun, aș da orice să fiu cu tine acum și să-ți sărut din nou iar buzele fierbinți.
gândesc în fiecare zi și noapte. Tine te doresc și tu nu ești aproape. Ce mult aș vrea să știi, mereu te voi iubi. Cu tine adorm gând și mă trezesc în zorii de zi. Cât te iubesc, nu am cuvinte să-ți mai spun. Aș da orice să fiu cu tine acum și să-ți sărut din nou iar buzele fierbinți. Iubita mea, îți jur că nu te mint. Cât te iubesc, nu am cuvinte să-ți mai spun. Aș da orice să fiu cu tine acum și să-ți sărut. Iubita mea, îți jur că nu te mint. Foarte frumoasă melodia. Ultimul Mulțumesc. Cadru a fost cu cei trei copii ai familiei Marin. Să trăiți, dragii mei. Costin, am să te rog frumos să-i conduci și dacă vă face plăcere, vă rog să poftiți în gradenă, pentru că urmează un subiect foarte interesant care vă va face plăcere să-l priviți ca spectator. Felicitări din toată inima pentru gestul frumos și pentru această familie frumoasă care sunteți acum. Ei, doamnelor și domnilor, multe surprize și în această ediție a emisiunii noastre, emisiune sponsorizată ca de obicei.